Salutare, dragi prieteni, bun venit la un nou sezon din cariera noastră de jucător. Băi, dragilor, m-am documentat un pic. Deci, practic, suntem la egalitate cu Cristiano Ronaldo, 17 goluri pe locul 1. Pentru sezonul viitor aș vrea să mă duc la o echipă care este calificată. Da? Sperăm ca AC Milan să fie calificată în Champions League. Și dacă s-ar putea, aș vrea să... Mă, nu te cred, mă. Bă, nu te cred, mă. Ce aiurea e, mă, frate. La Lazio n-o să mă duc. La ăștia nici atât, că n-am nebunit nici la ăștia. Sincer, m-aș duce ori la Roma, ori la Fiorentina. Dar cred că o să mă duc la Fiorentina din cauza că... ăștia n-au... de asta, cum îi spune... mă, s-a încurcă, nu-mi vine. Aș putea să rămân la ăștia. Dar nu prea vreau. Foarte bine. Gata, m-am hotărât. Mergem la Fiorentina, tată. Semnăm cu Fiorentina și sper să meargă treaba ca pe roate pentru noi. Da, o să vedem ce avem de făcut. Sper să fim calificați în Champions League. Dacă nu, aia e. Blană, tată, blană. Hai să vedem aici. Ce avem la player agent? Acum sunt de-astea mai ușoare, știi, că stai că-i bun prostul și poate, poate. Nu, tată. Știi ceva? O să o lăsăm așa și ne hotărâm pe parcurs. Da? Vedem cum va decurge acest sezon oricum. Bun. Hai să avansăm un pic. Da, sunt deja în postură de titular. Asta îmi place. Hai să ne uităm un pic la calendar. Nimic deosebit. Mai e o grămadă până o să jucăm. Deci e bine.
Avem friendlies. Nu prea aș vrea să joc eu un friendlies, dar... Ai! Ajungem și în prima zi a meciului. O să sărim direct la rezultat. La astea că nu prea... Nu prea așa. Pierdem 3 la 2. Am marcat. Asta e cel mai important. Și deja pot să mai pun ceva aici. Așa. Hai acolo un pasta. Pentru moment. Bun, tătuț. Hai să avansăm. Ne facem iar antrenamentul. Oricum aș vrea să-mi joc primul meci. Ah, am dat play. Grija nea, mătii. Dar nu contează. Nu contează că dăm sim to end. Se termină 0 la 0 cu Newcastle. Nu e problemă. M-am mai spus. E un capăt de țară. Ne facem și antrenamentul ăsta. Ia vezi, mă, băiatule, mă. Simulăm repede și ultimul meci amical. Facem 2 la 2. Marcăm în minutul 2. Stăm bine. Două goluri marcate în simulare. Nu e chiar rău. Dai mă așa că vreau să vă supercupa, mă. A, dacă mă duceam la Roma. Dacă mă duceam la Roma, nu zici că le luam supercupa? Da, nu știu pe ce loc au terminat ăștia sezonul trecut. Hai să mai avansăm. Și poate aflăm. Dar și dacă ne aflăm, o să-i dăm bătaie cu primul meci. Avem meci cu Lecce, practic. Ia, stați așa. Stați așa să ne uităm un pic aici la standings. Să vedem care e faza. Pentru Euro suntem în grupă cu Germania, Suedia, Scoția și Finlanda. Și avem primul meci pe 11 septembrie. Nici o problemă. Aici avem pe Sepsi, pe Craiova și și Farul. Iar în Champions League pe FCSB. Scoși de Pălgen. Nu-i problemă că o să ne aflăm grupa cât de curând. Dar până una alta, hai să-i dăm bătaie cu primul meci și să vedem ce se va întâmpla. Să înceapă nebunia, dragilor, avem un scop destul de greu în primă fază. Trebuie să marcăm două goluri sau două asisturi. Dar cine știe, poate vom reuși. Dodo, mi se pare că s-a jucat și la Inter. Acum 375 de ani. Bun. Sabiri câștigă acolo posesia.
Infantino pasează aici. Îl găsim și noi pe Decker. Decker vine cu centrarea și avem un, o fază de poartă acum, un corner. Berisha pasează acolo în centru. Dodo câștigă posesia. Hai Dodo. Hai Dodo cu pasa. Pasăm și noi bine la Sabiri. Infantino și Falcone reușește să respingă mingea în corner. Pasăm direct aici pentru Nico. Ma. Are al meu un heading teribil. Bă, teribil, bă. Deci, e jale cu el. Barak bate cornerul ăsta. Bine, șut! Apără Falcone. Mamă, ce-a băgat mâna în ea. Cred că e corner. Da, e corner. Și din nou corner bătut bine aici de Burak sau cum îl cheamă pe la un? Burek? Cum îl cheamă? Barak. Stai așa că până mă obișnuiesc cu numele din echipă durează nițeluș. Dar ce a fost? Da, nu știu ce a fost. Barak, o lovitură de cap acolo. În out de data aceasta. Bă, am avut faze de poartă, dar nu vrea să intre. Suntem obișnuiți și cu chestia asta. Francio. Bun, Mandragora câștigă bine posesia acolo. Infantino pentru Barak. Sabiri. Infantino vine cu o pasă excelent aici. Intrăm în careu și venim cu un sueti gol. Marcăm la debut 1-0, minutul 38. Primul meci pentru noi în Serie A și reușim să marcăm aici. Iată, toată echipa vin să ne felicite, toți jucătorii. Și-amă tăticu, mă. Și-amă tăticu, mă. Totuși e lece, ar trebui să n-avem probleme. Bine, stai să vezi când am jucat derby cu Inter, cu AC Milan chiar. Dacă nu-i încarc. Pă bune, deci îi încarc. Când o juca cu AC Milan de ucid. Să le pară rău că nu m-au semnat. Ah, ăla e Jesus Angulo, ești nebun. Prietenul nostru. Berisha. Francio pentru Malek. Și final de primă repriză, dragilor. Conducem 1-0. Am reușit să marcăm un prim gol pentru Fiorentina. Sper să fac o fază bună și în repriza a doua să mai marchez unul, nu de alta, dar să îndeplinesc și eu ce m-a pus Don Italiano să fac. Am dat două goluri, măcar să-l dau și pe al doilea și aia e. Angulo pentru Victor. Victor, mai Victor. Decker. Pentru Mercier, Mandragora, pentru Nico. Și Falcone apără încă o dată. A fost un șut plasat bine acolo, dar a reușit să apere. A apărat bine Falcone. Un șut din afara careului. Ce gol! 2-0, minutul 55. Facem dubla, îndeplinim ce ne-a pus domnul italianu să facem. Și deja cred că... Ce vorbești, bă, trofeul Pușcaș, la mine vine.
O pasă bună acolo dată de Mercier și vine racheta. Rachetili, bă! Doi la zero, tată. Stai să vezi că de acum mai desfacem rău de tot. I-am demoralizat, presimt, presimt. Dodo, Mercier, Decker. Hai, Mercier. Aoleu, băi, Victor, potolește-te că stai piciorul ăla și te bag cu el la dos. Malech. Novak pentru Pearson acolo. Reușim să scăpăm. Sabiri. Sabiri pasează bine aici. Și Angulo m-a cam faultat. Dar de ce nu fluiere arbitre? Malech pentru Francho. Angulo. Din nou Francho. Malech. Pearson. Deposedat bine acolo. Infantino pentru Barak. Hai, Infantino, tată. Și venim și cu centrarea bună, dar n-a reușit nimeni să dea cu capul în ea. Bun, Sabiri câștigă acolo posesia, Barak vine cu pasa și ia uite, tată. Am zis ia uite hat-trick-ul. Dar n-a fost să fie. Dar vine, vine, vine hat-trick-ul, presimt. Am citit în urină azi dimineață că dăm hat-trick. Vitor. Mandragora, Barak, Nico, pasează bine Nico și fault. Hai să dăm unul și dăm lovitură liberă, mă. Haide, mă, să încercăm, mă. Haide, mă, poate reușim, bă, băiatule, bă. Hai să încercăm. Ce să reușim, mă, tată? N-ai cum să reușești. Așa, în stilul ăla, n-ai cum. Nico. Nico urc acolo, cătinel, cătinel. Și-a dat pas în Congo. Dar nu-i problemă. Nu-i problemă, tată. Și final de meci, dragilor. Reușim să câștigăm 2 la 0 împotriva celor de la Lecce. Ne-am descurcat bine. Ne-am descurcat bine. Un debut fantastic pentru al nostru jucător. Nu degeaba ne-a pus domnul italianu titular. Să fim oare pe primul loc? Iată și primul trofeu de omul meciului. Nu, tată, Torino. Mamă, pe cine a bătut Torino 5-0 mânca? Stai că eu vreau să văd. AC Milan a făcut 2-2? Aha, ghinion. Salernitana. Păi stai, mă, când am jucat cu Salernitana, dacă Torino le-a dat 5. Păi noi trebuie să le dăm să le sară fâșul din ei. Dar acum avem cu Atalanta. Atalanta ce a făcut? Atalanta e pe locul 14, a pierdut 2-1. Bă, poate, poate. Dar până una alta. Ce, nu zic că. Ia vezi, mă, Atalanta și Barcelona. Deci Atalanta și Barcelona. Și la Barcelona, dacă vreau, pot să mă duc. Dar nu, e prea devreme să mă duc la Barcelona. Încă nu. Încă nu. Încă nu, la Barcelona nu. La Atalanta nu mă duc, că nu-i de mine. Dar, dragilor, cam asta a fost tot pentru azi.
Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până data viitoare, aveți grijă de voi, să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat! Pa, pa!